Salutare, băi, fraților! Ia uitați, băi, ce am găsit eu aici. Am găsit o fel de replică de Makita. Se numește Top Bue. E replică de ceva Makita. Nu știu exact. Dar e un fel de replică. Nu e chinezească, nu-i pe Carter chinezesc. Hai să mai dăm pe niște poze. Fuel, stronger fuel. Carburantul puternic. Ca să vedeți și voi că virgulă chinezul are făcut-o și pe asta. Zice că are 3 kW. Arată bine, na? Nu? Ziceți și voi. Na, ce ziceai? Forestry harvesting, wood cutting, garden pruning, forest harvesting. Da. Hai să-i vedem specificațiile. Dăm pe specifications. Brand name. Win, greu de citit. Origine CN, China. Certificare none. Canci, NEMA, nu are. Tip. Benzină. Doi timpi, certificare, n-are, nu există, nu se face, nu-i așa, nu se aplică. Cilindreie 58. Putere 2,4 aici, acolo 3, mă rog, 3 căluți frumoși. Roturații. Aici e maximă. Deci, sau chain speed, adică viteza la lanț, dacă am traduce aici unde scrie 2800. Da, sigur, 2800 de rotații are lanțul ăla, da, lanțul are 2800 sau 3200. Tu ar avea, nu zice și rotațiile motorului. Mă rog, hai să mergem mai departe. Prețul, stai, $105, expedierea $124, deci și va ajunge înainte de 5 decembrie. Yeah! Da. Da, domnilor. Pare, e 325, pare într-un fel, nu știu, poate un carter chinezesc, că văd că capacitatea la rezervoare sunt tot la fel, dar e drăguță, nu? Voi ce ziceți? Dacă ar fi pe România, aș lua-o. Să o testez, vă dați seama, cu siguranță, fără doar și poate. Da? Ia uitați-o. Ia uitați, vedeți cum are și înăuntru prinderile, exact cu tabla aia, ca la Makita, la capacul, la pompa de ulei acolo. Ia uitați-o și voi. Vă ziceți și cum să o pornim și cum să-i face amestecul, vedeți voi chinezul, da? Deci asta e treaba, are și Makita, are replică. Bun, asta am vrut să vă zic, salutare și toate cele bune!